Castelul Corvinilor din Hunedoara este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice nu doar din țară sau județ, ci din întreaga Europa. Până la sfârșitul verii, administrația monumentului medieval din municipiul de pe malurile Cernei organizează în fiecare weekend numeroase evenimente, de la ziua porților deschise, la proiecții de filme și de la festivaluri de muzică până la târguri de produse tradiționale, acestea fiind continuarea manifestărilor începute în luna mai. Într-adevăr, evenimentele începute în luna mai continuă în același ritm, astfel că în această lună vom avea intrarea sau ziua porților deschise în data de 22, ocazie de care profit în a vă invita la zilele municipiului Hunedoara. După care evenimentele vor continua cu Opera Nights la Castelul Corvinilor. În Hunedoara se vor fi spectacole în ziua de 29 și 30 iulie. După care, la începutul lunii august, în 6-7 august, vom avea Festivalul Medieval. Spectacolele sau toate aceste acțiuni de entertainment în august vor continua cu Stradivarius Nights at the Castle. Vor continua cu târgul producătorilor, cel mai mare târg de peste an, care va fi de Sfânta Marie în data de 15 august, iar la sfârșitul lunii august, în data de 26, va fi proiecția filmului România Sălbatică. Castelul este deschis zilnic, programul de vizitare fiind luni între orele 12 și 20, iar de marți până duminică în intervalul orar 9-20. Tarifele sunt de 36 de lei pentru adulți, 17 lei pentru pensionari și 7 lei pentru elevi și studenți, iar persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora, precum și preșcolarii, au acces gratuit la castel.